Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă și scurtă etalare pentru toate zodiile. Sper să reușesc să fac cât mai repede o etalare despre sfârșitul lui decembrie. Haideți să vedem, dragii mei, berbecuți. Câteva cărți, patru cărți, da? Soare, lună, Venus, ascendentul în ordin. Berbec, sfârșitul lui decembrie, pentru cei care aveți soare, lună, Venus, ascendentul în ordin, berbec. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Asta vrea să iasă. Interesant. O punem deoparte. 9 de spade. Cineva se gândește. Este stresat. Este stresat de o situație. Voi sunteți stresați sau cineva este stresat de COVID, de boală, de niște situații neplăcute. Dar, dragii mei, nu vă mai adăugați gânduri. Aceasta e o carte specială. Vedeți cum rezonați cu această... Uite, moartea. Nu, dragii mei, încercați să nu vă gândiți la moarte. Mai ales cu 9 de spade și moartea, da? Cu cât aveți un psihic mai bun într-un procesul de vindecare este mai rapid. Acum, am zis patru cărți, le-am pus bine? Am loc, un spațiu destul de restrâns. Ah, ce frumos, ce frumos. Acum, ce înseamnă acest 9 de spade? Evident că poate să varieze. Poate voi aveți pe cineva în grijă. Unii aveți în grijă pe cineva la pat, trebuie să aveți grijă de o persoană bolnavă și pentru unii, posibil să trebuiască să luați o decizie foarte importantă, transformarea vieții voastre, să mergeți de la, să lăsați în spate, iar emoții și gânduri negative și să vă orientați către dragoste față de voi înși vă, către eventual o persoană care vă atrage foarte mult, foarte mult. Interesant. Tocmai am început să am niște dureri de cap acum cu etalarea pentru berbec. Transformarea este necesară, trebuie să puneți capăt, în primul și în primul rând, grijilor, fricilor emoționale, emoțiilor negative pe care le aveți. În general, voi, dacă le aveți, sau față de, sau în relație cu altcineva. Pentru că vă doriți să renașteți. Sunteți conștienți că anul care vine este un an important și renașterea este necesară și în viața voastră, și în viața voastră. Interesant, vreau să clarific, setul de cărți pentru clarificări s-a oprit la 0. Ia uite, justiția 0 și 2 de cupe. Vreți să vă separați justiția în acest set de cărți sau în acest context? Reprezintă dorința de a vă curăța karma și de a o lua de la zero, eventual de a avea parte de o dragoste armonioasă, colaborări armonioase. Haideți să clarificăm. Berbec, soare, lună, Venus, ascendentul în ordin, berbec. Ce vrea să apară? Stea, dorința de vindecare, iar în plus, interesant, peste 9 de spade apare stea, dorința de vindecare, nici n-am tăiat. Pentru unii posibil să fie un vărsător care se gândește intens la voi sau poate voi vă gândiți la un vărsător. Variază sau nu neapărat vărsător semn de aer. Hai să vedem ce apare ca și clarificare. 9 de băte, 10 de cupe, 9 de cupe de la 8, de 8 mergeți înspre 9 și spânzuratul. Asta e, vreți să aveți o nouă perspectivă asupra vieții, asupra relațiilor. Ia uite, după spânzurat, asul de cupe. Posibil spre an, sfârșitul anului sau la începutul anului, că tot e 12, dar la începutul anului intrați în această stare de vindecare, da? De dragoste față de voi înșivă. Pentru că până acum ați tot crezut că viața înseamnă blocaje, că fericirea este de neatins, este o confuzie, este un ideal prea mare, fericirea în doi. Dar acum ați ajuns la această transformare, acum în acest an și poate, eu știu, poate și în alți ani, sau tot ce s-a întâmplat în ultimii ani v-a adus la această concluzie. Dorința de a vă iubi pe voi înșivă, dar într-un mod autentic, pentru că ați spune, vai, că noi bărbeții suntem optimiști, nu-i suficient să fii energic și nici optimist. Să te iubești pe tine, 9 de cupe, este o mare diferență.
Pentru că, în general, semnele de foc caută validare, caută autoexprimare din niște lipsuri emoționale interioare, în general, spun. Acum am spus, evident că harta fiecăruia diferă, dar sunt niște emoții negative care vor fi transformate înspre o direcție pozitivă. Pentru unii dintre voi, dacă ați avut niște amânări în legătură cu un personaj care v-a adus v-a adus schimbarea, v-a adus emoții pozitive, dacă au fost amânări, atmosfera se va schimba. În momentul în care alegerea pe care o veți face va fi dintr-o nouă perspectivă, a energiei pozitive, a gândirilor și emoțiilor pozitive. Și repet, în momentul în care voi veți simți în sufletul vostru că nu vă mai afectează trecutul, fricile, gândurile altora, rănile, decepțiile, nu vă mai afectează, le înțelegeți că au fost o lecție, le înțelegeți dintr-o altă perspectivă. Noroc, Mura, da? Această transformare nu mai este blocată. Această transformare vă adaugă dimpotrivă puterea, e Chiron care e în berbec, da? De a transforma lecția, suferința în vindecare sau în medicină, în ce sens? În medicament, da? Suferința prin care ați trecut a devenit medicamentul vostru și al altora eventual, direcționându-vă într-o nouă cale a iubirii autentice, a iubirii sacre, eventual, vă va atrage și o iubire sacră, o iubire profundă, nu ce ați experimentat până acum. Dacă cineva v-a părăsit, dragii mei, uitați, vedeți și voi cărțile, dacă cineva v-a părăsit, 8 de cupe, v-a părăsit, e treaba lor de ce, provocarea a fost să vă găsiți, a fost lecție spirituală, transformare, iar 8 apare de două ori, ca și casa 8-a a scorpionului a transformării, da? Se văd bine cărțile în poziția asta. Tot ce a apărut până acum, blocant, se va rezolva în momentul în care, repet, alegeți, îndrăgostiți, asta înseamnă, alegeți vindecarea și vindecarea aceasta vă va aduce mai aproape de destinul vostru. La capătul setului de cărți. Cavalerul de spade și puterea. Și în spate, 4 de cupe. Învățați să fiți selectivi. Învățați să vă controlați cu această putere. Și această transformare a voastră se va produce. Într-un mod neașteptat, să spun. Pentru unii dintre voi veți primi niște vești din partea unei persoane care până acum s-a abținut să comunice eventual. Dar veți trăi și veți vedea, pentru că în această perioadă comunicăm, toată lumea încearcă să ierte, să transforme, să reducă acel ego, da, leul aici, să-l pună un pic în tăcere și să manifeste înțelepciune, iertare, că toți sunt sărbătorile, da? Eventual să comunicăm lucruri pozitive și prin aceste gesturi se vor vindeca niște răni mai vechi, eventual. Însă, concentrarea cea mai mare este pe
Dragostea autentică și stima față de voi, asta vă face selectivi, da? Și concentrați pe, repet, în mod autentic și sincer, fără aere, fără aroganțe, fără atitudini tiranice, știu pentru cine vorbesc, da? Doar pentru că ați fost răniți. Nu e cazul să deveniți tirani, nu. Aici este transformarea prin care va trebui să treceți. Iertarea autentică și iertarea voastră și a celorlalți, și aceasta vă va atrage dragostea adevărată. Altfel nu se poate. Altfel nu se poate, da? Ai uitați. Sub judecată este asul de bâte. Asul de bâte. Posibil. Va dori cineva să comunice cu voi, să se întâlnească cu voi, să renască o poveste. Să renască o poveste. Este alegerea voastră, apropo. Este alegerea voastră dacă veți alege dragostea față de voi, stima, o nouă perspectivă sau vă întoarceți înapoi la ceea ce ați experimentat. Chiar dacă poate oamenii vor să-și ceară scuze, să vă aducă, folosească aceste sărbători ca și prilej de împăcare și să vă aducă, eu știu, niște cadouri, sunt problemele lor. Alegerea este a voastră. Asul de cupe nu înseamnă musai o nouă dragoste, deși este posibil, dar, repet, este o dragoste autentică față de voi, cu steaua. Cam atât deocamdată, că nu vreau să mă lungesc prea mult cu aceste etalare, pentru că sunt scurte. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite. Vă pup, numai bine!